Recent am avut o ciocănitoare, am salvat de fapt o ciocănitoare pentru că săraca s-a lovit de geamul meu și chiar eram curioasă ce ar putea să reprezinte ciocănitoarea în lumea asta spirituală și am căutat și am văzut că este ceva la care nu m-aș fi așteptat cel puțin. În orice caz. Deci pentru voi multă ghidare din punct de vedere chiar emoțional sau hai să zicem de direcții încotro să vă îndreptați în această perioadă. Veți avea niște încercări. Clar, nu o să fie o lună ușoară. Veți avea niște încercări emoționale sau nu, personale, dar mai mult emoționale. Că uite și apa asta de aici mi-atrage atenția. Deci vor fi niște încercări. Iar mintea voastră încă este în ceață. Se întâmplă niște lucruri, s-au întâmplat niște lucruri, v-au afectat niște lucruri în trecut. S-a întâmplat ceva. Pentru unii dintre voi este vorba chiar și despre o despărțire. Da, e o despărțire chiar de o persoană dragă, da? Un partener sau o parteneră, un iubit, o iubită. Ok. O să mișc puțin camera. Poate că e nevoie și de niște ajustări în această perioadă pentru voi. Pentru că de la început am simțit să fac ajustări, să parcă nu era corect camera pusă, parcă nu era ceva în regulă. Deci aveți nevoie să faceți niște ajustări. Trebuie să găsiți ce e mai bun pentru voi, încercați, vedeți. Este mai mult pe plan personal, se întâmplă ceva, s-a întâmplat acolo, e ceva ce nu vă place, e un neajuns, e un neajuns mai mult, e ceva ce nu vă ajunge, e ceva ce vă creează puțin disconfort, nu înțelegeți, e foarte multă confuzie pe aici, pe acolo. Hai să vedem și niște cărți de oracol ca să înțelegem niște lucruri. Uite, poate aveți nevoie de o vacanță. N-ar fi rău. Undeva la mare, zice eu. Sau în orice caz, undeva unde este foarte multă natură. Aveți nevoie să vă conectați cu natura. Aveți nevoie foarte mult să vă conectați cu natura, cu fauna, flora și așa mai departe. Hai să luăm și o lună. Cred că e o lună. Nu, nu e o lună. Este bogăție. Ok. Ia uite, copac. Incredibil. Am zis, am zis. Deci trebuie să vă conectați chiar și cu un copac. Să știți că este foarte real. Toată treaba asta cu copacii, cu îmbrățișează un copac și așa mai departe, nu e la mișto, sincer. Chiar nu e la mișto și îmi pare rău că nu mai știu cum se numește acea știință, chiar știință, aș putea să o numesc, care se ocupă cu măsurarea energiei din partea naturii, din partea copacilor și așa mai departe. Era ceva cu bio. Nu e biorezonanță, nu mai știu exact. Bioenergetică sau ceva de genul. Căutați. Era și o persoană, un bărbat care se ocupa foarte mult cu chestia asta la noi în România. Era un om în vârstă, știu că a murit de curând, a murit acum un an, ceva de genul. Și știu că la el am văzut un clip în care măsura energia din partea copacilor, pe care o primim din partea copacilor. Extraordinar mi s-a părut. Chiar o să caut. Ia uite, avem aici și o furnică. Avem muncă, succes, reușite. Dar furnica vorbește și despre muncă, muncă și iar muncă, da? Deci atenție totuși să nu vă exploatați din punct de vedere profesional. Voi aveți tendința să lucrați prea mult. Și aveți și un peșișor auriu. O creștere materială, spirituală. Da, o să vină. Probabil că vă gândiți când o să ajung și eu să am mai mulți bani. Când o să fac și eu mai mulți bani? Când, de ce nu fac bani? Că uite, că lucrez, că nu știu ce. Probabil că știți că totodată cu cât dai mai mult, cu atât primești mai puțin, pentru că trebuie să te mai și reîncarci. Și voi cam aveți nevoie să vă și reîncărcați bateriile. Avem aici un nod și avem niște planuri care nu sunt finalizate cu succes. Interesant, da, e ceva care n-a mers cum ați vrut, conform planului. Și poate chiar și din punct de vedere material. Bun, avem aici cuib, foarte multe cărți care au treabă cu natura. Avem aici faptul că ești asigurat din punct de vedere emoțional sau că ai nevoie de această siguranță emoțională
Și da, că ai nevoie, e foarte importantă pentru tine și o familie iubitoare la fel este foarte importantă pentru tine. Dar ți-e greu să vezi unde ar putea să fie, ți-e greu să te gândești unde ar putea să fie această familie. Poate dintre voi vă gândiți să aveți și o familie, să întemeiați o familie. E un moment nu prea prielnic, ce-i drept. Avem foarte multă muncă în viitor care te așteaptă, avem acolo. Ia uite, un morcov și oportunitate. Sau din contră. Atenție, atenție, atenție. Da, e foarte multă incertitudine, să știți. Lucrurile sunt foarte instabile luna asta pentru voi, așa că asta este sfatul meu. Așteptați, mai dați timp pentru că nu este o perioadă prea bună să vă aruncați în ceva, să vă hămați la ceva prea prea dificil sau prea, nu știu, sunteți prea epuizați, simt eu. Sunteți mult prea epuizați în această perioadă, sunteți prea încărcați, mai ales emoțional. Trebuie mai mult să vă relaxați, să vă găsiți o oază de liniște, să vă găsiți un loc în care să vă încărcați bateriile și apoi, după ce vă dați așa un refresh, să porniți la treabă cu multă claritate, chiar și pentru un lucru foarte mic. Bun, ca zodii importante, balanță, mod special, chiar și un alt capricorn, fecioară, taur, clar, zodii de pământ, azi zice aici și berbec, leu, rac, că tot vine sezonul și poate de-aia vă simți și instabil. Și cam atât. Iar ca zile importante, chiar dacă a trecut 2 iunie, gândiți-vă ce s-a întâmplat în acea perioadă, 22 iunie e foarte important la fel să vă gândiți ce urmează și 12 iunie la fel. Cred că fix pe 12 iunie o să postez eu clipul pentru voi, da. În orice caz, 12 iunie, 22 iunie, ne-am gândit ce s-a întâmplat și pe 2 iunie, 2, numărul 2, în mod special, 19 iunie, 20 iunie, la fel. Astea sunt zile importante pentru voi în această lună, în această perioadă. Cam atât pentru voi, dragii mei. O lună frumoasă vă doresc și ne revedem data viitoare.